Eram o femeie atee, datorită comuniștilor și urhuleam groaznic și des pe Dumnezeu. Trăiam în păcate mari, în rușine și prea curvie, însă bunul Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd și m-a călăuzit spre pocăință. În anul 1962 m-am îmbolnăvit grav de cancer, am fost bolnavă 3 ani. Nu stăteam întinsă, lucram mult și mergeam la doctor sperând că mă vindeca. În ultimele 6 luni slăbisem de tot încât nici apă nu puteam să beau, îndată ce beam, o vomitam. Am mers la spital la control și au chemat un doctor de la Moscova. Au hotărât să-mi fac operație, dar imediat ce mi-au deschis stomacul, a murit. Sufletul mi-a ieșit din trup și stătea între doi medici și eu priveam ce mi se întâmpla. Întregul stomac și intestinele îmi erau mâncate de cancer. Atunci mă gândeam, de ce suntem două persoane? Nici nu trecea în minte că există suflet. Comuniștii ne-au învățat că nu există suflet și Dumnezeu, că acestea sunt născocirile preoților și păstorilor ca să înșele poporul și să-l facă să fie frică de ceva ce nu există. Am văzut că stau în picioare și totodată m-am văzut pe masa de operație. Îmi scosese afară toate măruntaiele și căutau duodenul, dar acolo exista doar infecție, toate erau distruse și stricate. Nimic nu era sănătos. Atunci medicii au zis, această femeie nu mai avea cum să trăiască. Le vedeam pe toate cu frică, cu groază și iarăși mă gândeam cum și de unde suntem două persoane. Stau în picioare și totodată sunt întinsă pe masă. Atunci medicii mi-au pus la loc intestinele și stomac. Ei au spus că trupul meu trebuie dat medicilor tineri pentru practic și l-au transportat în laborator, iar eu mergeam alături de ei și mă gândeam cu nedumerire de ce suntem două. Acolo m-au lăsat întinsă, dezbrăcată, acoperită până la piept cu un cerceaf. După aceea, am văzut că venise fratele meu cu fiul meu cel mai mic. Avea 6 ani și îl chema Andrușca. A început să plângă și să zică, mamă, mamă, de ce ai murit? Sunt încă mic și cum o să trăiesc fără tine? Nu am nici tată și acum ai murit și tu. Eu atunci l-am îmbrățișat și l-am sărutat, dar el nu a simțit și nu a văzut asta și nici nu m-a băgat în seamă. Și privea trupul meu mort, vedeam de asemenea că și fratele meu plângea. După aceea am ajuns într-o dată acasă, acolo era soacra mea de la prima căsătorie și sora mea. Pe primul meu soț îl părăsisem pentru că credea în Dumnezeu. Începuse să facă împărțirea lucrurilor mele. Trăisem bogăție și lux și toate acestea le dobândisem pe nedrept și prin desfrânare. Sora mea începuse să ia ce era mai frumos din lucrurile mele și soacra cerea să-i lase ceva și fiului meu. Sora mea nu vrea să lase nimic și mai mult a început să o certe pe soacra spunând că acest copil nu este fiul tău și nu ți-e rudă. După aceea, au ieșit și au închis casă. Sora mea a luat cu ea un sac plin de lucruri. În vreme ce ele se certau pentru lucrurile mele, am văzut în jurul meu diavol care jucau și se bucurau. Deodată m-am aflat în văzduh și vedeam cum zbor ca un avion. Am simțit că cineva mă ține și mă înalț din ce în ce mai mult. Mă aflam deasupra orașului. Apoi am văzut că orașul pierise. S-a făcut întuneric. După aceea, a început din nou să apară lumină și în final s-a făcut lumină de plină. Așa de puternică încât nu puteam să văd. M-am așezat pe o lespede neagră de lungimea de 1,5 metri. Vedeam copaci cu tulpini foarte groase și frunziși bogat în culori. Între copaci erau case noi, dar nu am văzut cine locuia în ele. În valea aceasta am văzut iarbă verde și deasă și m-am gândit, unde mă aflu acum? Dacă sunt pe pământ, atunci de ce nu există drumuri și mijloace de transport? Ce loc este acesta fără oameni și cine trăiește aici? Puțin mai încolo am văzut că se plimba o femeie frumoasă și înaltă, îmbrăcată în veșminte împărățești, pe sub care se vedeau degetele picioarelor. Pășea atât de ușor, încât iarba nu se apleca sub pașii ei.
Alături de ea mergea un tânăr care ajungea până la umeri. Își ascundea fața cu mâinile și plângea cu amar și se ruga. Dar nu știu din ce motiv. Mă gândeam că este fiul ei și m-am revoltat în mine pentru că nu era milă de el și nu l-asculta. Se pare că acest tânăr era îngerul păzitor al acestei femei moarte. De asemenea, apare evident cât de mult le pasă îngerilor pentru noi și sufletele noastre, dar noi nu pricepem asta. După cum se vede, rugăciunile lor nu vor fi ascultate dacă moartea ne găsește în păcate și în nepocăiți. Când s-a apropiat de mine, tânărul a căzut la picioarele ei și a început să o roage fierbinte și îndurerat, cerându-i ceva. Aceasta i-a răspuns, dar nu am putut înțelege. Când s-a apropiat de mine, vroiam să-i întreb unde mă aflu. În clipa aceea, femeia și-a încrucișat mâinile la piept și-a înălțat privirea la cer și a zis, Doamne, unde va merge această femeie în starea în care se găsește? Eu m-am înfricoșat și abia atunci am înțeles că murisem și că sufletul meu se afla în cer și că trupul meu a rămas pe pământ. Atunci am început să plâng și am auzit o voce care a spus, Întoarce-te pe pământ pentru faptele bune ale tatălui ei. O altă voce a zis, M-am săturat de viața ei păcătoasă și mizerabilă. Am vrut să o șterg de pe fața pământului fără să se pocăiască. Dar s-a rugat pentru ea tatăl său. Arătați locul pe care îl merită. Îndată am ajuns în iad. Atunci a început să se tărască pe mine niște șerpi de foc înfiorător cu lip lungi care vărsa foc și alte murdării spurcate. Buhoarea era insuportabilă. Acești șerpi s-au înfășurat împrejurul meu și totodată au apărut de undeva viermi groși ca și degetul, cu cozi care se terminau în aci și spini. Aceștia mi-au intrat în toate deschizăturile, în urechi, nas, pe mâini, peste tot, și în felul acesta mă chinuiam, iar eu țipam cu glas de fiară sălbatic. Dar acolo nu exista nimeni care să mă ajute să fie milă de mine. Am văzut acolo o femeie care făcuse avort și a început să se roage la Domnul, să aibă milă de ea. Aceasta i-a răspuns, Nu ai vrut să mă recunoști pe pământ, ți-ai omorât copiii în pântece și mai mult le spuneai oamenilor că nu trebuie să nașteți copii. Copiii sunt de prisos, pentru mine toate au rostul lor. Către mine Domnul a zis, Eu ți-am dat boala ca tu să te pocăiești, dar tu m-ai hulit până la sfârșitul vieții tale și nu ai vrut să mă cunoști. De aceea, nici eu nu te cunosc, precum ai trăit pe pământ fără Dumnezeu, așa vei trăi și aici. Deodată s-a schimbat și eu zburam undeva. Duhoarea s-a pierdut și a pierit durerea încălzitoare și pe neașteptate am văzut biserica din locurile mele natale. Am început să mă rog, Doamne, întoarce-mă pe pământ, am un copil mic. Domnul a răspuns, știu că ai un fiu și îmi pare rău pentru el. Îmi pare rău pentru el, am repetat eu. Atunci, acela a răspuns, mie îmi pare rău pentru voi toți. De 3 ori îmi pare rău. De la tâți aștept să vă treziți din somnul păcatului, să vă pocăiți și să vă reveniți. După toate acestea, mi-am revenit și stăteam conștientă și priveam. Era ora 13:30 după amiază. După lumina aceea, toate mi se păreau urâte pe pământ. Atunci am zis sufletului meu, intră în trup. Imediat m-am aflat din nou la spital și mergeam spre congelatorul unde se păstrează cadavrele. Acesta era închis, dar eu am intrat înăuntru fără nicio piedică și am văzut trupul meu mort. Capul meu era puțin într-o parte, dar mijlocul mi-era presat de alte cadavre. Îndată ce sufletul mi-a intrat în trup, am simțit un fric puternic. În clipa aceea au băgat înăuntru trupul mort al unui mort și când au aprins lumina, m-au văzut ghemuită pe când ei de obicei așează cadavrele cu fața în sus. Văzându-mă așa în întuneric, s-au înspământat și de frică s-au împrăștiat. S-au întors cu 2 medici care au ordonat să îmi încălzească creierii. Pe tot trupul meu există 8 tăieturi. Făcuseră practică pe trupul meu. 3 pe piept
și restul pe burtă. După 2 ore de la încălzirea capului am deschis ochii, dar abia după 12 zile am putut vorbi. În ziua de azi, eu, păcătoasa Claudia, în vârstă de 40 de ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, trăiesc creștinește. Merg regulat la biserică și Domnul mă sprijină. Mă vizitează oamenii din toate colțurile lumii și eu le povestesc tuturor câte mi s-au petrecut, câte am văzut și câte am auzit. Cu ajutorul lui Dumnezeu îi primesc pe toți. Le povestesc la toți cum era înainte și ce mi s-a întâmplat și din ce cauză sunt acum credincioasă. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Îi îndrum pe toți să aibă grijă cum trăiesc, pentru că există cu adevărat o altă lume și o altă viață. Iar fiecare va da socoteală pentru lucrările lui pământești și după măsura acestora va avea răsplata sau pedeapsa dreaptă și veșnic. Trăiți cu toți creștinește și să vă faceți plăcuți lui Dumnezeu. Fără Hristos nu există mântuire. Amin.